Viceprimarul orașului Turceni, Dumitru Gâlceavă, este de profesie economist, dar este un ecologist convins, astfel că de câte ori are ocazia, organizează acțiuni de plantare de flori și arbori. Nu a stat prea mult pe gânduri când a fost provocat să amenajeze spațiile verzi din localitate, așa că a înlocuit repede pantofii și costumul cu Adidas și training și a trecut la treabă. Acasă aveți flori, domn viceprimar? La părinții, eu stau la bloc. Nevastă mi-a și-a pus pe... am cumpărat, de fapt, și-am pus pe balcon. Nu este însă singura meserie la care se pricepe. Este și un bun bucătar, deși gătește foarte rar. A preparat o pizza foarte repede cu sprijinul ajutorului de bucătar, cei drept, însă a demonstrat că nu moare de foame dacă soția nu are timp să-i gătească într-o zi. Mamă, ce de pus să pe pizza asta? Păi asta e a casei. Pizza casei se cheamă. Da. Și nu a adunat așa în mijloc. Și un ou? Aici în mijloc. Așa? Da, da. O spag? Spag? Pentru munca prestată, Dumitru Gâlceav a fost răsplătit de către administratorul pizzeriei cu suma de 500 de lei și promisiunea că este bine primit oricând să lucreze în pizzerie. Banii au ajuns la familia Murgilă din localitate, unde patru minori și părinții acestora trăiesc doar din alocațiile primite de la stat după ce capul familiei a rămas fără loc de muncă. Suferind de TBC, omul a petrecut mai mult timp prin spitale, iar acum nu-și mai găsește un loc de muncă.